Cumpăr acum noile plăci video Nvidia RTX de la MSI și poți primi până la 3 jocuri cadoul odată cu achiziționarea acestor plăci video. Pentru mai multe detalii, intrați pe linkul din descriere. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Devil May Cry 5, oameni buni. Am văzut că vă place jocul ăsta la fel de mult cum place și mie și văd că am ajuns la o misiune numită Demon King, ceea ce înseamnă că suntem foarte, foarte aproape de cine știe ce nebunie cu Urizen, așa că sunt tare, tare curios să vedem ce o să obținem aici și văd că a trecut destul de puțin timp de când am început noi jocul, dacă stăm să luăm așa, adică câteva ore, cam câte ore chiar cât am jucat noi, dacă stăm să luăm așa, cam 4 ore de joc deja. Guess there's no point thinking about it. The fuck? Nu era ideea să jucăm cu V sau ceva? Perfect timing. Now we're starting to act like a team. Ew. Ew. You act flirting with me? No. Knock it off. Get in the car. Okay. Oh my god. Ce-a pățit-o? Să înțeleg că ea de fapt mereu se preface că totul e ok, dar de fapt nu e ok. Avem ceva puncte? Oh, avem o tonă de puncte. Stai așa să ne upgradăm câte una alta. Văd că era Lady pe acolo, văd că se distrează destul de bine și ea. Ok, Table Hopper. Aș putea să... Adică nici nu știu ce e așa... Oh, Devil Breaker. Hai să-mi dau niște Devil Breaker slots, că... Aș putea să le folosim destul de repede pe toate și nu e bine. Ok, Exceed-ul. Oh, Exceed-3. Need for more combustion. Aici ceva mai ieftinache. Nu toate scumpe, deci 20. Equipment. Hai să ne punem aici niște Devil Breakere. O să nu am folosit mă pe Tomboy ăsta dacă stau să mă uiți nici pe ăsta alt așa, Rawhide. Am două de alea. Aia e. Mătează iteme, nu putem cumpăra nici orburi, nici skilluri. Ok, cred că ne ajunge atâta. Ca să mai lăsăm puncte și pentru V sau... Să adunăm mai multe data viitoare încă să chiar să cumpărăm ceva zdravă. Și ia să dăm ce e aici. Stare, tare curios. Deci, interesant că ne pune să jucăm cu Nero aici și ne dă direct partea aia cu V, pentru că vreau să văd exact ce găsește el acolo sau ce vrea să exploreze de fapt. Dar na, fie. Oh, God. Păi stai, nu poți să spargi aia? Adică... Time for some payback. Ok. Mi-a spus că vezi dau la că muzica mai tare, dar am să lasă șase, vedem dacă chiar e nevoie. Just you wait, you big bastard. I'll drag you all the way down. Wait, e ceva aici? Nu e nimic pe aici, mă gândeam că poate e vreun secret sau ceva. Adică te-am înțeles, n-am ratat mai nimica sau cine știe, încă nu știu cu secret mission-urile alea dacă fi ceva. Opa. The fuck? Ce e bad? Interesant, eu am pus muzica de luptă, dar văd că nu mai vine muzica de luptă. A, uite, sunt față. E vreun dă-la în față? Gen un nenorocire de aia? Da, nu e un spawner în față pe aici. Înseamnă că și se spawnează la liber, cred că de aia era el așa îngrijorat că se spawnează la liber, în sensul că poate să apară de oriunde și oricât de multe. Ori asta oricine știe ce altceva. Doar nu înțeleg, deși am selectat muzica de luptă să fie aia normală, poate na. Poate aia a fost doar așa de început, știi? Deși na, la V cântă mereu muzica când te lupți, așa că cine știe care e ideea. Să alea că parcă am văzut ceva aici. Da, e doar asta. Pe bune, nu-l nimeream? Ok. Nimic aici. Aici oare e ceva? Uite, e ceva aici. E o venă, dar nu funcționează cu nimic vena aia. Lumina aia nu face nimic. Eu tot încerc să pocnesc câte ceva, adică poate e ceva secret și după aia mă enervez că-l ratez sau ceva. Oh! Din băieții! Face boss. Ia.
Hai cu Bobby! Bă, cât timp nu-mi trimite căcați de aia enervanți cu... Cum îi spune? Căcați de aia de... De fantome sau ce-o fi ei? Ce-o fi ele, pardon. Ia zboară, mă, de aici. Zboară că Bobby! And oops, daisy. Foarte distractivă mânuța asta. Mi-e place foarte tare asta, pentru că are un grab perfect pentru orice tip de monstru. Never stood a chance. Da, nu e așa. Săracii n-au avut nicio șansă. Nici măcar o șansă, nici măcar n-a fost lovit, adică asta e un lucru destul de important aici. First try, zero hits, zero dead-uri, știi cum e. Oh, e ceva interesant. Aia e lavă? Să pare a fi sânge iarăși. Au, e o platformă care mă suie în partea aia la altă acolo, așa. Ok. Guess that's my ride. Catch a ride! Știi cum e ăla din, bă, cum îi spunem, Borderlands, așa. Ok, deci pe aici, presupun că nu-i nimic. Nici pe aici nu e ceva. Nervează că o să las Devil Breaker-ul acolo, e Gearbrood, ok, e doar Gearbrood. E chiar cine știe ce mare pierdere. Încerc să analizez dacă nu cumva e ceva ce îmi scapă, din nou. Să-i prostul meu obicei de acum de a încerca mereu să găsesc dacă e ceva ce... Eee, uite, asta e ceva aici. Aha! V-am zis eu, pot fi lucruri care poate să-mi scape. Womp. Mai e oare altceva? Oh, mai sunt punctele aia de sus, nu pot să le... Oh, oh, oh my god. Mai, pe bune, m-ai făcut să cad. Sincer, îmi lipsește air step-ul sau air hop-ul, cum s-o fi numit în jocul ăsta, pe bune. Iarăși Bob. Deci chiar îmi lipsește acel air hop din celelalte jocuri. Probabil să vină și la curând. Pentru că știu că în demo-l folosisem. Sau în demo era altceva. Nu, cred că îl folosisem în demo. Dar știu că l-am văzut. Trebuie să mă uit la celelalte chestii. Nervează că la D-pad nu găsesc cum schimbi... Stai, e vreo opțiune să schimbi Devil Trigger-le? Reset camera unused. Oh. Oh, ok, stai puțin. Opțiuni... Să spun dacă e opțiune de schimbat Devil Trigger-le. Controls... Unused. Oh, nu. Ok, stai că aici am făcut o boacănă. Deci n-ai opțiune de schimbat ăsta la altă, ok. Credeam că pot să schimb Devil Trigger, știam că văzusem în ceva demo sau atunci că le puteai schimba la comandă, dar probabil că n-a. Bine, și de tare mai multă logică, nu prea aș permite, cum zic, plăcerea asta de a schimba Devil Trigger când ai tu chef. Ok, hai să vedem ce pe aici. Oh, mai multe tentacule de hentai. Dar ce putea să nu lipsească, știi? M-a lovit tentacolul de hentai și nu m-a lovit monstru, ești nebun. Altceva pe... Uuuu, două drumuri aici. Bloodstream, deci conduiți așa... Transport blood. Stai țără, încă nu mergem acolo. Stai să vedem ce e aici. Ok, nimic folositor. Bă, du-mă sus atunci. Yoink. Enter. A, da, intri? Pur și simplu intri? Ah, yikes, what the fuck, mi-e rău. Aaa, și te duci așa. Ca și cum ai intrat printr-o venă. Lol, l-am adus undeva, nu glumă. Hai, boys! Slam dunk! Nu mai e nimeni pe aici. Bă, și-am dat să fie mai multă nebunie și mai multă agitație în zona asta, doar așa de simplu fapt că n-ai, este... Aproape de baza inamicului, suntem aproape de Demon King, I guess, nu știu, probabil ar fi mers să fie mai multă agitație, oare? Sau poate mă grăbesc eu pur și simplu fiind obișnuit cu alte jocuri, probabil și asta e o chestie. Eu. Oh, uite cum se pușă la acolo, ești nebun. Oh! Oh, hi guys!
А, це гривна ось ситуація. О, лол. Де чи валим пушка? Де чи ну пар пусти... Оу! Ей, рум девіл брейкеру, кому сперніться шач? Оу, облачила. Бе, це кару пея. О, дай ми, що ланцу остався фусі? Оу. Am I dead? Nu cred că am murit. Ah, e ok, deci chiar așa ștear se întâmple. Bine, mă, atunci. Wow, cât de tare e Devil Breaker ăsta. L-a spart și pe ăsta, mă. M-a prins? Ah, trebuie să renunț la Tomboy. Nu pot să cred! Hai că lasă-mă lovească, că n-ai ce să-i faci decât să-i irosesc aia. A, n-am vrut să dau aia, fie! Ești dracu de aici, doamne! Panorama de monstruozitate! Bă, parcă nu puteam să leg niciun combo sau ceva, tot încerca să fac scheme sau ceva, dar nu-mi ieșea nimic. Aia nu-i bai. Mamă, și câte Devil Trigger erau, Devil Breaker, trebuie să-mi aduc aminte, Devil Breaker, Devil Trigger-ele sunt altceva. Oh, wait, stai puțin. Părea fi ceva de ăsta drum ușor pe aici, dar apare nu. M-am înșelat. Ah, văd o mânuță în față și asta de healing. Ceea ce perfect, mamă, atât de mult. Overture. Overture e aia cu... Oh, e asta. Am crezut că e cealaltă cum mini pușca aia de mă lansează în față. Oh. Yoink. Ah, prea găsesc eu secrete sau chiar sunt de-a dreptul orb când vine vorba de situația asta? Alright. Going down is the only way, huh? Yup, așa pare. Dar înseamnă că de liniște e aici, adică niciun alt monstru nu mai e pe aici. Cum am spus, mă așteptam să fie mai multă gălăgie și mai multă nebunie, dar aparent nu. Ah, uite acolo sus. Ce-am văzut-o bine. Mai e vreuna pe aici? Nu mai e. Ar fost ăla cam așa, gen, hei. Vezi că mai sunt. Să ce sunt bilele astea? Ok, ceva luptă pe aici, sigur. Cred că avem inamic nou aici. Inamic nou? Inamic cu numărul 7? Am știut eu, ceva cu gheață. Ce dracu ăla? E un mini satană. Bamhotem, Bamhomet. So, asta a fost tot? Ah, fuck you, man. What the?
M-a lovit ăsta fără să-mi dau seama, mă. Ieși, mă, de aici. Eu leacă greu, adică de obicei când mă opresc din vorbit sau ceva, din cauza că încerc să mă concentrez să nu fac vreo prostie de aiurea și să mor ca un, ca un fraier. De-aia încerc să nu fac prostie încă să mor. Ok, mai avem ceva pe aici? Tot încerc să mă uit dacă sunt secrete sau astea, pentru că am rămas cu o paranoia completă, dar cred că s-ar putea să fie abia după ce descop, după ce îi iau pe toți. Gen, pe toți și să vină și Dante cu noi, pentru că asta nu este spoiler, dar na, știm cu toții că Dante e în joc și că putem juca cu el, pentru că așa arată trailerul. Doar încă de scârboasă chestia asta, arată ca și cum e intrat, nu știu ce, bine, vreau să specific clar ce, dar am să mă abțin. Probabil că voi aveți destul de multă imaginație încât să vă închipui și voi a ce seamănă chestia aia, deci e ok. Oh! Oh! E un shop aici. No, asta e bine, măcar pot să-mi cumpăr lucruri. Deci nu mai ajungem să o folosim pe... pe asta, cum o cheam, pasta mică pe Nico, o perioadă. Ceea ce bine. Ok, shop-ule. Ia să zic, ce-mi dai tu aici? Am 24.000, deci, practic... aștia ori să mai cumpăr o... am nevoie de breakere. Ok, hai să ne punem niște devil breakere totuși. Tut. Ne punem toate pe care le avem, n-are rost să-mi cumpăr altele degeaba, știi? Ok, ne-am pus devil breakere. Aș putea să mai cumpăr un set de devil breakere. Aș putea să... hard way. A swift strike while on the ground, hold and release. Oh, ca să te arunci. Ar putea să fie, ok, asta ar putea să fie faină. Adică gen, faci un charge în cineva și să ne norocesc. Ok, e bine. Mă, ce tare, deci acum se observă că e, da, cum am zis, a zis statueta la în mașina lui Nico. Acum o vedem și aici, deci din nou făcea referință la și la vechiurile de MC-uri și la treaba asta. Stai un pic, nu pot să mai mă duc când să fac acolo și era de albastră. Am spart-o. Credeam că dau rev de pe aia, dar aparent nu dădeam rev. O să nu mi le mai distrugi, vă rog, adică serios? Mamă, dar ce... oh, au murit ăștia direct. Bine? Ce avem? A, tot ăștia. Shit. Ah! Mă, mă rupt ăștia. Adică serios, ăștia văd că sunt mai agresivi, n-au ce să le spargă. Ce să le sparg chestia aia. Asta unde bai. Ia veniți, mă, încoa. Ia luați-o, mă, pe asta. Gata. E greu cu dodge-urile pe ăsta, mă. Ia-o pe asta, boss! Mamă, ce blochează! Ești nebun!
A făcut charge prin, prin raza mea ca să-mi spargă mie Devil Breaker-ul, pe bune? Wow! Păi stai mă, și acum dacă vreau să ajung sus la, la chestia aia, cum fac? Asta era cam nașpa! Îmi vreau bucata aia de Blue Orb. Pentru ce am muncit atâta? Oh, stai atâta, care direcția bună? Ca știu să mă duc în direcția mai puțin bună. Ok, direcția mai puțin bună aici. Oh! Deci asta explică multe, mă, deci trebuie să fii atent foarte mult la ăstea. Acolo sus era o de-aia. Trebuie să fii sărit mai repede, cum, sau bine mai repede, trebuie să fii sărit mai mai bine către direcția asta. E ceva prin spate, că din nou pot fi lucruri prin spate și au dreptate. Ca de obicei. La unele lucruri mă aștept, dar la unele lucruri nu. O, asta e mânuța cu rachetele. Acum am stat să o analizez puțin, e mânuța cu rachetele. Întrebă unde ne duce aici. Dar ce aminte totuși de DMC-ul ăla, David McRae DMC, cu... cum îi spune... cu gândacul ăla urât sau ce era. Era foarte, foarte urât boss fight, am uitat cum îi spunea sau ce era de fapt. Oricum, probabil că știți despre ce vorbesc. Ok, aici ce... fie iarăși boss sau... e bune? Nimic? Ne batem cu nimic? Nea, trebuie să vorbesc. Deci, care este dinamicul de astăzi? Oh, mai multe jocuri. Luați-o pe asta! Aaaa, ce m-a nenorocit ăsta, mă! Așa, mă, ăsta era punch, punchline-ul vieții. Woo! Dă-i mai tare, mă! Am uitat că asta e mânuța mea favorită, printre favorite mele. Asta chiar e mișto cu ei și norocești cu rachetuța. Cu rachetuța facem freestyler, cum face Tony Hawk pe bare, boys. Ok, mai e ceva pe aici? Nu. A, dar trebuie să ne cocoțăm pe undeva. A, aici e cocoțarea. Yoink. Haide. Haide, asta ar trebui să fie. Yoink. Oh, era să cad. Era să fac bubița și să după aia să mă supăr și să mă enervez și să dau cu controllerul de pământ, dar e ok. Deci că mi-am luat propriul meu. Aaa, păi stai mă, John-ule, eu nu pot să țopă în aer. Nici n-am cum să fac. Ai, îmi trebuia air hike aici neapărat, îmi trebuie air hike aici neapărat să fac rost de skill-ul ăla. Ca să pot să fac double jump, că nu am double jump, adică asta e problema mea majoră acum, am observat. Bine, ne pierd niște puncte, deci nu e nimic special, dar poate mai târziu pierd mai mult de atâta. Eu nu mai am Devil Breaker, să văd de bine, sau? Nu, mai am. Mă speriasem puțin, am zis, mamă, fie că nu mai am Devil Breaker. Ce am un fel de double jump, dar e double jump cu ajutor, mi-e trebuie chiar un double jump care să-mi creeze double jump-ul. O, și aici ajungem iarăși la... Urizen ăla? Sau... A, nu e iarăși o chestie asta. Părea ca și cum era altfel de ușă. Știi și de aia. Am zis că, mamă, fii atent că ăsta e la Urizen aici. Ia ce avem noi aici. Blue or fragment. Cred că avem de ajuns încă să facem și eu, da. Am făcut touch pad. Nice. Noise. Very, very noise. Măcar atât, știi? Și ar fi fain să fie exact același blue or pe care l-am văzut mai înainte. Bă, da, cât de sus trebuie să ne ducem, frate, parcă zici că nu se mai termină. Oh, am un muzica! Oh! Pe bune? Oh, îmi place muzica, să fiu sincer, chiar tare. Chiar merge, oare? Chiar merge, So... Think you can make it all the way here? Duh. Who do you think you're talking to? Cum ajunge ființa asta aici? Cum ajunge?
Deci vreau să știu cum face asta. Aici măcar nu era cu poze. What the fuck? Sabia! Uh-oh. Păi și revista? A, bine, mă! Ce zici că se activează direct ăsta magazin de aici, shop. Așa, unde e customize, așa. Da, boss, am venit să cum... A, o să ai window shop, e aia la altă chestie. Deci, ar trebui să mă la abilities. Oare table hawk? Hop, nu. Air hike. Deci îmi trebuie 20.000 de puncte pentru air hype. Hike. am nevoie de Devil Breaker. Mamă, bulk-ul e mare. Nu, o să cumpăr Buster Armor. Îmi place Buster Armor foarte tare. Și o să vreau să mai iau și... Tomboy nu am stat să mă joc cu el foarte tare. Și un Helter Skelter ăsta. Ok, și acum te ducem aici. Edit, adăugăm Buster-ul și adăugăm și Skelteros. Ah, avem două deja, n-am văzut. Use Nico recommended set. Oh, puteai să folosești setul ei. Ok, bun. Am rezolvat cu asta. Sunt două drumuri pe care le poți lua. Și atunci o să iau încolo, ok? O să iau aici puțin, să vedem aici ce e. Mă uit să văd dacă e cumva și vreo o misiune secretă. Sau să fie doar așa de puncte. Câte puncte îți dau asta? Ah, dau prea puțin. Da, nu poți să ajungi mai sus de atâta. Super! Deci cred că urmează un boss fight major, deci o să trebuie să plângem destul de tare, dar ce urmează dacă mă cred? Dar cred că aici o salvăm în sfârșit pe Dante. Sau cine știe. Oh, 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 dinamici. Mă, îmi place muzica ce-i drept, e chiar foarte faină. Mamă, dar... Asta e infus albă. Ai, de la mine, never mind. Am crezut că chiar e infus albă, pe bune. Mamă, dar asta e... Asta e direct bătaie de joc, la propriu, când le dai cu chestia aia. Cu racheta. Ok, niște smărcăți pe aici. Oh, deci că urmează boss-ul final, frate. Ce, Devil May Cry este chiar atât de scurt, nici măcar n-am apucat să joc cu Dante. Dante este DLC-ți. Nu, hai să dăm aici totuși. Think it's good to be king, huh? Mm-hmm. Not for much longer. Trebuie să spune că nu-l bate sau cel puțin îl ducem într-o stare de asta unde chiar cred că avem vreo șansă. Oh, Tomboy e recomandat aici, cred că avem și noi unul. Hey, douchebag. Oh. It's me. Unde e Dante? Where's Dante? No body? Dried up Dante jerky? Nothing? You've come here to die. Reason. He talks. Your reason, huh? I bet your parents didn't like you much. Because your name sucks. I am without a name. What the fuck? I am power. Absolute. Bine, mă, periculosule. Put that on your tombstone. You will suffer. Cristalul ăla e problema, așa să vedem ce facem. Die. Uh-oh. I'll show you dead weight. You would so readily throw away your life, child. Oh, F! Fuck! Ok, deci cristalul ăla văd că nu... Oare și acum este predispus să mor?
Ah! Gerber! Give him a little taste of the good shit! Nu merge! E degeaba! A, nu, cristalul ăla are ceva viață, acum văd. Fuck. Au! Ok, stai, l-o iau de la capăt, bagă fisă din nou. E mult prea ciudat că trage cu atât de multe chestii și nu-mi dau seama, ok. Ah, fost aproape. Nu pot să dau dodge. Wow, s-a schimbat puțin vocea? Fii țar laserul, mă! Ah, l-o fi țar laserul. Am o cristalul tău asta și mâine de cristal stupid. Oh, ceva s-a întâmplat. Hei, Urizen. Oh, i-am dat damage în sfârșit. Mamă, ce greu e. Time I landed something. Opa. Weak mortal. Demon power does not course through your veins. Pe bune? Yet you try. De unde ești așa de sigur că nu merge? You strike me. Uh-oh. Pare supărat, băieți, nu știu ce să zic aici, dar oh, mamă! You will regret being born useless and human. Da, nu cred că e human. I will show you your worst nightmares. Mamă, cât animalul e. My God! Scatter like dust. You worthless piece of shit. Noroc m-am dat în spate. Oh shit! Mamă, bine că o întoarce instantă, frate, să nu-mi dau seama. Fiți-ar cristalul, bă, băiatule! Oh, God. Ok, să mai dăm un golden de ăla. Shit. Mamă, dar mi se pare mie sau prostia de cristal, mă juc că e atât de puțin damage. Ok. Oh, deci trebuia să mor aici. Ah, oh, shit, man. Greu. Oh,
Aole, nu zic că zdrobesc sau ceva. Cred că vine Dante acum și ne salvează sau ceva. Petulant mortal flesh. Cursed. The moment you were brought into this world. A, uită-l pe Dante! Sau... Nu e? Who dares interfere? Oh, e Dante. Oh, nu e Dante, what the fuck? E mega Dante. What the? What creature stands against a king? Is that the demon? Cine e ăla? Ăla fi Dante, oare? Yo! Dante și-a dat upgrade-uri, vere! Mamă, rank B, uf! Vreau să văd cine e ăla, dar cred că o să vă las pe voi să aflați puțin mai târziu, oameni bune, așa că dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare, pa, pa!